A ce e duci Cristi, dragă, frumos câine? Foarte, foarte frumos. E un pic de câine, a? Da. Cât timp are? Nu că zic, are 6 ani. A? Da. Are capul cât mine are? Are, are, are capul a? Mai mare ca tău. 85 de tanti din alt. Crescătorii care știu, știu ce înseamnă 85 de tanti, că nu oricare câine are. Fără dozaje și fără bolozii. Câine ținut natural, cu lături și cu... O ajută să... Mișcă-mă! Dar nu căză Cristi, da, marfă. Hă? Dar putea da pe 1000 de euro azi. Hă? Oare m-a lăsat sufletul? Eu nu știu dacă te lasă. Ar și eu cumpărător la el. Băi, nu poți să știi. Hă? Te-ar place ce m-ar place. Am un crescători care știu, care sunt crescători adevărați de câini. Nu de aștenia că-i ținem două luni și... Eu am de 10 ani rasa asta. Da, au fost și pe bune și pe reale câinile ăsta. Au avut și greutăți mari. Au fost de nou mâncat o săptămână jumate. Nu m-a apobeut. Și-au rezistat. Îți rezistenți câini grozavi. Dar trebuie să-l prezentăm pe piciorul. Ăla e mai adevărat. Nu e atâta de înalt. La crescătorii care știu și o să vadă, stai ușor. Mă duc să-l aduc un pic și pe ăla, se pune lângă oaltă. E, de stau lângă oaltă? Vedem o păreti de câini adevărat, ca cum își arată costelii epile. Ce zici, Cristi? Are capul cât tu. Are, 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 ia pune-te acolo. Ce zici? Nu lăsa, mă. Hai, ursul. Că pișcănii. Nu lăsa, mă. Hai, tata. Cristi, dar pot face și așa, e? Stai să arăt. Hai. Ce face și așa, eu? Nu ne mușcă. Pișcă-mă. 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 Ai, are cățeluș acum, așa-i? Da, da. Hai, da. Cine prezintă aici? Un mascul de-o luat și de-o luat. Piciorul la ala, la bazatul. Atunci. O câine corect, grozav, dar mult crescător mi-ar place să-l aibă. Nu e o câine mare. Da, e un câine frumos, grozav. Uită-te poziție la el, Cristi. Hă? Cum face Daniel, hă? Hai, Atos. Hai.
foarte frumos. Dacă era cu 5 țanti, era mai înalt, dar poate mai crește, că se poate să crească. Este ca să crește până la un an jumate, crește că la un an rămâne așa, înțelegi? Când mai era cu 5 țanti mai înalt, apoi părete era grozav. Hai, acum, Cristi, ne-a văzut aici, fac o căruță de aia mai mică și îmi pui rudă de doi la ei. La câini? La câini. Hai, no, de-abia aștept să văd chestia asta. Zic, aștept să văd chestia asta. Aduci un pic de căruță oare de aia mică ca cum duc ponei. Da. Hă? Poți să-ți comanzi din Bucovina. Sau comand una și îmi pui la căruță. Mă duc în Alaska cu ei. Costel mere, unde mere Costel? Brazilia. În Brazilia și o mă duc în Alaska. E, da, porniți amândoi, așa-i? Uite ce părete. E, da, zic că porniți amândoi deodată, a? Amândoi și am cum ajungem. E, și dacă vă prinde... E, da, dacă vă prinde vreo ploaie ceva, ce faceți? Ploa o pelerină. Sau vezi? Uite-te cât e capul la ăla pe lângă ăsta. Dar o să-i crească și la asta, că dea un colo să mai îngroșe. Fii cu mică. Hai, Atos. Stai, ăștia doi mă duc de mă prăpădesc. Păi de ești cu ăștia pe stradă și văd ceva suspect. Îți fac probleme. Stai, ursul! Păi el cheamă ursul și pe ăsta la altul? Atos. Pe ursul de la ce vârstă l-ai? Ursul de la 2 luni jumate. 2 luni jumate? Da. Și cât a fost prețul lui de achiziție? 500 de euro. Asta e producție proprie. Am avut eu mai mult, dar ăsta mi l-a lăsat, că mi-o fă drag, de mic. O frumos, da. Au o culoare foarte faină. Am spus, o să prezentăm, am un cățăi, am spus niște cățăi adevărat ăsta. Și și ăsta scoate foarte bun, uite de ce m-ar păscat. Câți cățăi ai? He? Câți cățăi ai? 4. 3 femele și un mascul. Femelile seamănă cu el și masculul cu cățaua. Stai, băi! Bă, o merg! Stai, mă! Stai! Tibi, trebuie să fii bărbat, mă, pentru câinii ăștia, mă! Hă? Trebuie să ai vână, mă! Ăsta-i bros, rău, că ăsta... Ursul! Hai, tata! Ăsta șef, rază, rău, vezi! Hai, să te ceapă, mă, să știi! Hă? Nu lăsa! Atos! Și vezi ce cuvință s-a amândoi. Dar dacă îl lasă la alți câini, îi mâncă. Și sunt mascul mulți de Asia Centrală care nu se suportă, înțelegi? Între ei. Orică-s frați, orică-s părinți, orică... Să omoră ei între ei. Dar ăștia, uite, aia nu-i bine. Uite-te aici, dar dacă îi dau drumul la alți câini, îi nenorocește. Bă, dar ei să-mi pacă amândoi. Observ că la masculul ăla coada e mai mică. Da, bă, că m-a prostit că i-am tăiat-o mai micuț, mă. M-a prostit foarte tare că i-am tăiat coada. Aia e cea mai urâtă treabă ce-a făcut la el. Nu, trebuie a făcut grijă. La el alt... coada prea mică, că ăsta e numai bine cum i tăiată coada, știi? Ca să-i tăie măcar 20-25 de țanti, știi? Și m-a grăbit la ăsta și i-am tăiat coada mai scurt. Normal, așa erau cățarâte, o cățaua mai am, cățaua bătrână de 12 ani. Străbunică s-a la cățaua aia care are cățăi acum. O ai? O am. Aia e adusă din Moldova. Și aia e tăiată chiar pe lângă, aproape. Înțelegi? Deci în Moldova așa să te iau atunci pe vremuri eu. Dar după ce au apărut câinii la noi, toți ciobanii, toți care au știut că coada să fie mai mare, să stea sus. Și mai frumoasă, bineînțeles. Dar normal așa era, în Rusia așa era tăiată coada, mai scurtă. Moldova, Rusia, pe acolo. De unde s-a dus câinii. Hai, stai, ursul hai aici. O vezi? Tă s-a mână la cap. Vezi?
ăsta cam tot așa îi scoate câinii cu, cu o dungă, așa, care ies alb cu negru, îți arăt eu și femeluțile alea care scoase din el, din ăsta, ăsta e bunic și ăsta e tată la căței aia mici. Că nu montam cățaua cu ăsta, dar o scăpa cățaua de acolo, umbla după câine și s-o duc și mi-o percutat-o. La ăsta s-o băgat? Da, pe, nu-i voie să-i lași chiar la... Pe ăsta au montat la cât? La 11 luni. La... nu, la, cam la 11 luni și ceva. Nu, n-ai voie să-i lași, dacă ăsta n-ar fi voie până la un an jumate, un an și două, trei luni, știi? Nu, dar pe amul dacă s-o simțe bine, ce să-i fac? Alții zic că nu-i bine, pe... Alții zic că-i bine, știi? Dumnezeu. Hai, mă. Nu, pe ăsta dacă mi-ar pica un client, l-aș vinde. Aș vrea să-mi țin niște căței de acolo, dintre aia. Prețul lui 1000 de euro, dacă e. Zică client. Scoate câini cu unghie, tăi. Și ăsta micuț. Nu, mai ales să-i facem și pe cățăla. Aha. Hai că mă uxele, chiar ce m-am murdărit aici cu lanțurile astea. Ule, s-a mă! Pișcă, mă! Dă-o pe cumuna, căpere! Avem și un pic de băcuțe aici pe lângă câini. Că câinii contă de ele, nu eu. Asta e de 2 ani, aia la altă e de 6-7 luni, aia la altă e de 3 ani. Acum le-am cumpărat în vară, că n-am avut numai cai. Nu mai e cai, așa-i? Nu mai, m-am scăpat de ei. Am văzut că ai și tractor. Îl las pe Costel să-ți iei cai. Un pic de băcuțe de astea bălțate de românești, de astea mai... Din vacă bălțată, dar e alb cu galb. No, oamenii zic că e alb cu bălțată, dar e alb cu galb. Cam astea-s bălțatele, alb cu roșu, bălțatele adevărate. E, dar îți place să ții vaci românești, așa? Păi, nu, vacile românești trebuie ținute. Dau și carne și lapte. Bălțata adevărată românească, care e adevărată și vacă curată, are și carne, are și lapte. Trebuie să fie de la 20 de litri de lapte în sus, o bălțată adevărată, dar să fie și de 700 de kg. No, asta a fi. Aia la altă, nu știu, că aia e mai de lapte, aia e mai, mai subțirică, mai altfel așa. Dar asta a fi vacă de 600-700 de kg când a fi la maturitate, la doua pătare. În primăvară le dai în ciurdă sau? Cumpăra gard electric și le îmi iau niște terenuri și vreau să ții mai multe dacă a ajutat Dumnezeu. No, dar deocamdată numai atât am putut cumpăra. Atât am o lăsat muiere. Că nu mi-o dat bani mai mulți. Asta e tot e trius de aici, din vecini. Adică din vaci cunoscute, înțelegi? N-am cumpărat orice. Aia, mă, s-a de 25 de litri de lapte, la aia de 20-22 și la asta de 24 de litri a fost maică-sa. Și mai știu două odițăluțe bune, dacă le-aș putea cumpăra și alea, tăi de aici. Una e soră cu aia, cu galbâna. Și când a crește, dacă ai putea o achiziționa, n-aș fi rău, dragă. A, cum zice Daniel? Așa, pe așa e Cristi, dragă. Ne luptă. Dar câinii ăștia, dacă nu i-aș avea, n-aș putea ține vacile astea. De ce? Că ei cotă de ele. Asta e mama la cățăi, Cristi. Femeluță bună. Fii cu minte, Sasha. Atos. Atos, hai, tata. Mă vezi, aia-s doi părinți la cățăi. Ăștia la cățăi pe care o să-i prezinți acum, așa-i? Vezi? Mica lor. Sucă-i tata. Bună femeluță, atentă.
Băieta, nu? Ești Cristi. Ăsta ești, doamne, femeile frumoase, frumoase. Care ești, Marco? S-a mânecă tăcâne. Uită-te, perete, de cățel. Nu că mă laud, că n-am ce mă lăuda. Sunt oameni care au mai bună marcă și o da bani grei pe ei. Da, eu n-am dat așa bani grei, dar n-am marfă rea, eu zic. Zic eu, părerea mea. Da, aici în ea este un mascul adevărat, dar iese marfă din ea. Uite-te aici. Mascul la două săptămâni. Hă? Vezi că cade ala. Uite-te cap la ea. Vezi că cade. Au. Au la el, la mult ce face. Da, uite-te, vezi, la asta i-a lăsat coada un pic mai lungă. La alea iară a scăpat de-a întâiat coada mai scurtă. Uite-te cap la el. Da. La asta am și vorbă deja. Asta mi-l cere un prieten. Și asta e o femeluță, că în tot cuibul... L-a văzut un prieten de tău? Da, mi-l cere un prieten de-a meu. Și? Și l-a dat dacă i-l-a trebuit, dacă nu i-l-a dat la altul. Dacă e feră ca lumea, asta e un pic mai micuță și asta iese frumoasă. Dacă nu, poate chiar mi-o țineau pentru mine. Că în orice cuib un cățel rămâne mai mic sau două, înțelegi? Nu. Dar e noastră grozav, e astră. Cât e de micuță. Deci asta seamănă la câine. Dar astea două sunt părete adevărate. Uite-te, una și alta. Vezi, măi? Ca cum e ursul cu copilul, s-o coate. Faină părete. Masculul iese treabă bună din ea. Că câinii cam să văd, demnicuți, că cam ce ies. Înțelegi? Aha. Dar eu zic că masculul iese treabă bună, bună din ea. E, așa asta e frumoasă, dar a rămas mai micuț un pic. Dar nimic, că-ți doar râs de drumul mai încolo. Masculul ăla mi-e drag rezolv. Dacă nu avem atâția, îl țineam și pe ăsta. Dar am prea mulți, cam 5 și destui. Dar masculul ce trebuie. Și femeile, dar asta are o să fie frumoasă, numai și-a revenit când apuca la mâncare. Cam o lapte nu are cât trebuie asta. O bată e de la cei mai mari. Că totdeauna care e mai mare și la bani, care e mai tare în bani, îl ajunge mai sus totdeauna, nu? Uite-te cap la ăsta, față de ăsta la alte cât are. Da, e și mascul, într-adevăr, dar uite-te cap și bot la el. Vezi? Cap oblu. Bot scurt. Picioare bune. Poate merge cu Costel la Spania. Unde? Sau unde a zis că merge? Brazilia. La Brazilia, poate. Ei, dai unul să-l țină în căruță? Da. Și în să calte? Toate de el. E, să-l ajute, așa-i? Să-l ajute. No, la asta și la asta. Astea două încă sunt de vânzare. Ăștia doi s-ar putea să fie vânduți. S-ar putea, n-am zis. Asta femeluța eu dau la un prieten și masculul ăsta nu cere are un prieten. Și ăștia doi o să fie de vânzare. Poate și la asta am client, dar nu-i sigur. Ăștia doi sunt încă de vânzare. Fain la două săptămâni. Sasa! E adevărat. Dar moare capul cât mine. De ce îți place rasa asta de câini? Deci o băiesc de asta centrală? Da. Îți câini bun. Eu am pătuțile micuțe, una de 3 ani jumate și una de 2, să bagă la oricare, nu-i problemă. Înțelegi? Sunt niște câini, înțelegi, nu sunt ăștia prăpădiți. Ca să sară să ăsta. Acum am eu aici, cum i-am învățat, la mine vine multă lume, înțelegi? Câinii mie niciunul nu mușcă. Latră, dar nu mușcă. Nu i-a lăsat ca să muște și s-a învățat așa și nu mai am treabă cu ei. Ăștia cum îi înveți, așa îi ai. Și sunt niște câini tari. Și buni de pază.
Asta e mama la cățălaș. Femeie frumoasă. Ăsta e sistemul de cățavă ce-a fost cam ce-a fost adus din Rusia cu nasul mai lung, un pic, că e scap de urs. Ăsta e bău de, nu știu cum îi zice, cu nasul mai lung un pic. Lăsa. Nu lăsa! Nu lăsa!